Bine ne-am regăsit, dragi privitori, la o nouă întâlnire de seară aici la televiziunea dumneavoastră favorită. În această seară friguroasă vom discuta cu căldură, evident, în suflete despre ceea ce s-a realizat de-a lungul vremii pentru oamenii din Roșia de Amaradea, de către un tânăr primar, care a pornit, așa cum spun oamenii și cum o arată statisticile, cu dreptul încă din primul mandat, este cu tot cu mandatul de viceprimar la al patrulea mandat la cârma comunității din Roșia de Amaradea. Este vorba despre domnul Liviu Cotoșman, un primar care a reușit, așa cum spunea un cetățean din zonă, îl citez aproximativ, să aducă direct comuna Roșia de Amaradea pe drumul spre europenism, să aducă un confort pe care oamenii și-l doreau și la care începuseră să renunțe, să mai viseze cel puțin. Liviu Cotoșman, omul care a știut să-și planifice, să-și organizeze și să valorifice puținele resurse de la Consiliul Local în beneficiul direct al cetățenilor, să gestioneze banul public în stil european, așa cum spunea domnia sa, și să pună în valoare voluntariatul, o chestie care, iată, face cinste și care este practicată dintr-un capăt al celălalt al lumii civilizate, și mai mult decât atât, să pună la treabă în sensul pozitiv și pe cei care beneficiază de ajutorul social, realizând astfel cu mai puțin de un sfert din ceea ce evaluau proiectanții firmelor care veniseră să își dea cu părerea vis-a-vis de investiții, deci la mai puțin de un sfert din acele costuri evaluate s-au pus în practică realizări de toate felurile și naturile, drumuri către cimitir, rețele de apă extinse, școli modernizate și realizarea din ruine a unui corp de școală care s-a prăbușit la celebrele alunecări de teren din urmă cu câțiva ani, care au marcat profund Roșia de Amaradea. Un om care s-a bătut foarte mult și care chiar din buzunarul propriu a avut dăruirea și implicarea să facă lucruri care au însemnat pași înainte pentru comunitate, o înrăurire a vieții cetățenilor, ceea ce se vede cu ochiul liber la fiecare pas și ceea ce spun oamenii de bună credință, care nu sunt puțini și care sunt alături de domnia sa, spuneau la cât mai multe mandate cu sănătate, spuneau oamenii. La fel vă transmitem și noi încă înainte de a vorba un bun revenit în studiourile noastre, domnule Liviu Cotoșman, primar de Roșia de Amaradea. Mulțumesc pentru invitație, bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Mă simt măgulit de câte vorbe frumoase a spus, dar totodată... Oamenii spun și statisticile, noi doar le aducem în lumină. Da, mi-aduc aminte dumneavoastră, presa, cred că aveți contabilizate toate aceste evenimente. Știți foarte bine că am preluat localitatea Roșia de Amaradea atunci când era cel mai greu încercată de alunecările de teren și, cum bine a spuntat dumneavoastră, cu toate că majoritatea cetățenilor se gândeau să plece din localitate, să se strămute, exista și posibilitatea aceasta la vremea respectivă, oferindu-le amplasamente atât în locația Albeni cât și în locația Cojeni, tuturor celor care vor să-și construiască o nouă gospodărie, având în vedere că alunecările de teren făcuseră jaf așa pe românește la nivelul localității Roșia de Amaradea. Iată că am reușit să renaștem așa ca pasărea Phoenix din cenușe și în câțiva ani am reușit să consolidăm în primul rând zonele vulnerabile, zonele care au fost cel mai greu afectate de alunecările de teren, și pot să spun că astăzi încet încet se vede, se simte cum Roșia de Amaradea renaște și are un drum așa spre civilizația modernă, civilizația europeană. E adevărat că am rămas așa, să zicem, sau așa simțim că suntem un pic
pic în urmă cu investițiile, dar nu din vina, să zicem, administrației locale, ci efectiv datorită factorilor climatologici și mă refer în primul rând la acele evenimente care s-au produs datorită alunecării de teren, care efectiv ne-au ținut în loc, pentru că nu puteai să obții finanțare să reabilitezi un drum atâta timp cât el era încă sub influența alunecării de teren și construiam astăzi, mâine se surpa și trebuia să plătească cineva pentru aceste investiții făcute într-un moment delicat, zic eu, din acest punct de vedere. Dar care au ridicat moralul oamenilor, că au văzut că dumneavoastră vă implicați și încercați toate metodele și mijloacele ca să redați civilizației acest cos de țară. Da, vedeți dumneavoastră, spuneam că am preluat primul mandat cu probleme legate de alunecări de teren. Să știți că m-am dedicat efectiv atât în primul mandat cât și în mandatele următoare, dar în mandatele următoare, zic eu, am avut probleme mult mai puține, dar totuși au existat și mandatele următoare vis-a-vis de alunecări de teren, dar în primul mandat a fost, pot să spun, cel mai greu mandat de primar, pentru că a trebuit să găsesc soluții, eram și la început de carieră, chiar dacă aveam experiența faptului că fusesem viceprimar un mandat, totuși simțeam că uneori problemele sunt atât de ample, de multiple, încât riscam să mă depășească. Nu m-am îngenunchiat și cu credință în Dumnezeu simțeam așa aprecierile oamenilor din spate, m-au făcut să mă dedic efectiv acestei activități de primar și să pun suflet și de fiecare dată să caut soluțiile cele mai ieftine, mai puțin costisitoare, care să facă în așa fel încât să redea o nouă șansă localității Roșia de Amaradia în a se dezvolta așa cum e firesc, de a crea utilități și de a crea o infrastructură care să vină în beneficiu cetățeanului. A spuntat dumneavoastră foarte bine că în 2016, odată cu alunecările de teren, școala nouă din satul Seciuri, care tocmai ce se finalizează cu câteva luni înainte, se făcuse recepția finală, a fost efectiv dărâmată de acea alunecare care s-a produs în satul Seciuri. În acel moment se punea problema ce fac elevii, va trebui să-i transportăm de la Seciuri, Stejari, spre școala din centru. Cu ce? Nu exista nici mijloc de transport. Ulterior am făcut rost de un microbuz școlar, dar având în vedere că satele din Roșia de Amaradia sunt răzlețe, nu puteai să faci față doar cu mijloc de transport, doar cu un microbuz, nici cu două, având în vedere că trebuie să îi transporți de la cele mai îndepărtate sate din localitate și să ajungă în timp util, adică la ora 8:30, când începe programul școlar. M-am gândit că cea mai bună soluție e să refac această școală afectată de alunecări de teren. Și un exemplu care merită dat, pentru că sunt anumite lucruri pe care le-am făcut și pot să spun că sunt aproape unice în județul Gorj și poate și la nivel național. Adică am achiziționat materiale din depozit cu ce a rezultat din dărâmături și am reconstruit acea școală cu voluntariat, cu cei de la ajutorul social. Dacă școala respectivă, tocmai ce costase 4 miliarde și ceva, noi am refăcut-o cu 700-800 de milioane. Deci am făcut o economie substanțială și pot să spun că astăzi procesul de educație se desfășoară în acest imobil în condiții moderne. Alte investiții, că suntem la capitolul acesta, care pot fi date exemplu ca urmare a alunecărilor de teren, ar fi și reabilitarea bisericii din satul de centru al localității. În urma unui deviz întocmit de un proiectant, a ieșit în evidență că reabilitarea acestei biserici costa undeva în jur de aproape 5 miliarde, sumă insuficientă de a fi pusă la dispoziție pentru astfel de investiție, în condițiile în care s-a întâmplat ca într-o zi și din fericire să pice efectiv tavanul bisericii, în mijlocul bisericii. Nu era o zi când enoriașii erau la biserică, dar Dumnezeu ne-a dat un semn că trebuie să facem ceva și început de lucrările, da, să reabilităm această biserică.
Am alocat de la Primăria Rușa de Maradea 500 de milioane pentru achiziționarea materialelor. 500-600 de milioane au mai strâns cetățenii, adică prin donația cetățenilor, deci au donat de acolo, din familia lor, din puținii bani pe care îi avea cetățeanul din Roșia de Amaradea, și trebuie apreciat și remarcat acest lucru și îi felicit pentru ce au făcut, pentru a reabilita această casă, casa a Domnului. Și repet, doar cu 1 miliard per total, cu cei de la ajutorul social care ne-au ajutat să asigurăm manopera investiției respective, cu alți oameni meseriași, așa cum se spune prin popor, a reușit să avem o biserică nouă, modernă, reabilitată după standardele prevăzute în proiect, dar de scos în evidență că doar cu 1 miliard, în condițiile în care o firmă încasa în jur de 5 miliarde. Și nu e un exemplu pe care, sau nu e singurul, deci o economie considerabilă. Da, și nu sunt singurele exemple pe care le pot da la nivelul localității. Vreau să mai scot în evidență că drumul din ce merge spre cimitirul din centrul comunei, cel mai mare cimitir, undeva la vreo 400 de metri, era un drum în pantă, chiar dacă am executat noi lucrări de pietruire, nu a fost suficient și se chinuiau cei care treia să ajungă cu decedatul să îl îngroape în acel cimitir. Am zis că soluția e de modernizare, de asfaltare a acestui drum. Am comandat imediat un proiect. Din devizul proiectului a reieșit undeva la 1.500.000, atât ar costa investiția respectivă. Vă dați seama că n-am avut suma respectivă, dar am încercat să găsim o altă soluție. Dom'le, pe lumea asta, dacă pui suflet și vrei să faci, tot timpul poți să găsești o soluție de compromis, dar o soluție care să fie asemănătoare și să se ridice la nivelul calității. Am achiziționat materiale din depozit, fier beton, plase de fier beton, betonul l-am adus cu cife de la o firmă din Gorj. Ne-am chinuit un pic pe panta aceea să urcăm cifele cu beton, pentru că e foarte abruptă, dar pot să spun că astăzi sunt destul de bucuros. E o bucurie care se manifestă și în rândul cetățenilor, pentru că am reușit să facem această investiție doar cu 330 de milioane în lei vechi. În condițiile în care va costa materiale până la urmă. 1.500.000, doar achiziția de materiale, pentru că restul am făcut cu cetățenii din zona respectivă și cu beneficiarii de ajutor social. Am economisit 1.000.000 și un pic pentru această lucrare. Platoul din fața sălii de festivități, având în vedere că pe raza localității am reușit să construiesc o sală de festivități și astăzi tinerii din localitate țin evenimente familiare. Să vorbiți despre această sală, pentru că iată, așa cum spuneau oamenii, până să aibă această sală, erau nevoiți să facă drumuri către cele mai importante orașe, unde găseau un spațiu ca să-și desfășoare evenimentele fericite din familie, sau mai puțin fericite, pentru că se pot face acolo și pomeniri și alte bine aspecte spun, da, de genul avut acesta. Și evenimente, solicitări pentru astfel de evenimente. Să spuneți când ați reușit să tăiați panglica la această investiție și să o legați și cu platoul din fața sării de festivități, unde oamenii pot să își manifeste bucuria prin dans, prin joc. O zonă care, așa cum spuneați dumneavoastră, a fost greu încercată și ea, zona unde ați construit această sală de festivități, greu încercată de acele alunecări de teren. Sigur. Ideea nu a fost stabilită de la bun început, pentru că obiectivul nostru era să consolidăm zona din centru civic. Dar odată cu această investiție de consolidare, cu turnarea cantității de beton, tocmai pentru a aduce stabilitate în zona de centru, a rămas, zic eu, un amplasament care te dea de înțeles, parcă ne striga, ne-a anunțat că acolo putem să facem o investiție care să vină în sprijinul tinerilor care pășesc pe în viață, care își creează o familie.
Și să știți că într-o seară înainte de a mă culca, m-am gândit ce aș putea să construiesc eu pe acel amplasament rămas în urma lucrărilor de consolidare. Și mi-a venit o idee să construiesc o sală de festivități. Și asta am și făcut. Am sunat proiectantul, cel care a asigurat proiectarea zonei respective, l-am invitat la primărie, am scos în evidență ce plănuiesc să fac și bineînțeles că am pus în aplicare această soluție de a construi o sală de festivități. Pot să spun că astăzi e un edificiu de care se bucură majoritatea cetățenilor din localitatea Roșia de Amarandia. Și când zic majoritatea, acolo se desfășoară astăzi evenimente și fericite și mai puțin nefericite. Adică tinerii noștri din localitate își țin evenimente familiare, nunți, boteze, majorate chiar. Avem și solicitări pentru evenimente nefericite. Știți că atunci când decedează cineva, se face o masă de pomenire. O masă de pomenire. Se fac astfel de lucruri și în această clădire nou construită. După ce s-a finalizat, s-a constatat că în fața sălii de festivități oamenii ies la joc și era un platou care, chiar dacă avea o infrastructură pietruită, nu era eficientă, mai ales nu s-a desfăcea exigențele. Exact, pentru că acolo se jucau ore și dansuri populare. Oamenii vin îmbrăcați de sărbătoare. Exact, am luat în calcul să asfaltăm acel platou. Am comandat un proiect, bineînțeles că proiectantul a scos undeva, dacă nu mă înșel, 970 de milioane în lei vechi. Și când spun lucrul acesta, trebuie scos în evidență câteva aspecte. Un proiectant când pregătește un proiect și urmează licitația, ia în calcul că lucrarea respectivă sau firma care execută lucrarea respectivă trebuie să-și plătească TVA, să plătească impozii la stat, să plătească salariații, să aibă un beneficiu, să plătească materialele și așa mai departe. De asta, lucrările când sunt executate de o firmă, suma e destul de pompoasă. Iată că noi am eliminat aceste cheltuieli inutile, în sensul că am achiziționat materialele, plasa de sârmă, betonul, l-am adus gata făcut cu ajutorul unor cifre. Ne-a costat undeva la 170 de milioane în lei vechi, nu 970. Deci de 8 ori mai puțin. Exact. Și cu cei de la ajutorul social am reușit să punem în aplicare și această investiție și astăzi putem spune că zona e destul de optimă din punct de vedere al desfășurării unor evenimente pe care tocmai vi le-am relatat. Scot în evidență că anul acesta am reușit să finalizăm și construirea unei săli de pomenire lângă biserica din centrul. O capelă, cum se spune. Și o capelă și o sală. Unde și se o fac paraistase. Paraistase, da. Primăria Roșia de Amarandia a alocat 300 de milioane, am achiziționat materialele cu ajutorul social. Pot să spun că centrul civic arată destul de european. Modern acum, european, consolidat, cu edificii necesare, atât bisericii cât și... Când veți da drumul la această sală de pomenire, paraistase, capelă? În câteva zile, mai exact de Sfântul Nicolae, vom face inaugurarea și deci ea e gata cum construită. Primul eveniment. Sigur că da, e utilă, e funcționabilă, mai trebuie doar dotată cu mese și băncuțe, adică ceea ce trebuie, condițiile care țin de a se desfășura în condiții optime ritualul, astfel de evenimente, ritualuri de genul acesta. Mai scot în evidență că toți suntem la capitolul investiții pe raza localității cu bani puțini, faptul că am reușit să extind rețea de apă. Aici vreau să punctez că dumneavoastră 5 km 400. Ați reușit să duceți până cele mai îndepărtate puncte. Spuneau oamenii că erau nevoiți înainte să care cu bidoanele, cu cărucioarele, cu mașinile ce care aveau. Și iată, dumneavoastră le-ați adus apa la poartă, apa pe uliță, pe stradă și ei pot să beneficieze și ei de ceea ce aveau cei din localitățile mai apropiate de centru. Când ați reușit să duceți la îndeplinire și această realizare și să povestiți care au fost pași. Da. Spuneam eu că în primul mandat m-am dedicat efectiv înlăturării efectelor fenomenului alunecărilor de teren. Începând cu mandatul 2, au început să apară și investițiile în Roșia de Amarandia. Și chiar dacă
făceam rost greu de finanțare, pentru că comuna era deja privită ca o localitate cu alunecări de teren, că cine să dea bani pentru Roșia de Amaradia. Noi nu suntem ca alte localități, gen Bustuchiniu, care are sonde pe raza localității și vin o grămadă de bani prin prisma asta la primărie. Unitatea minieră avea 470 de salariați, s-a închis și am pierdut și cotele care prezenta impozitul pe salarii, care de fapt trebuia să ajungă la bugetul local. Am rămas efectiv o localitate care trăiește doar din cotele care vin de la finanțe, în baza unei formule populație-suprafață și din ce plătesc oamenii impozitul pe clădirile existente pe raza localității. Ca să nu mai scot în evidență capitolul amenzi, pentru că la capitolul amenzi stăm foarte prozic, eu sunt în jur de 3 miliarde și ceva neîncasați, care trebuie prinși în buget de fiecare dată când se instrumentează bugetul anual, și lucrul acesta nu face altceva decât să creeze arierate pe timpul anului bugetar, pentru că sunt sume care le prevezi, dar nu, niciodată nu le încasezi în totalitate și automat planifici investiții și te încadrezi la un moment dat cu arierate, pentru că nu ai bani efectiv lichizi ca să poți să plătești către furnizori. Revenind la ce discutam anterior, că după primul mandat a reușit să fac investiții pe bani puțin și dădeam exemplu extinderea de alimentare cu apă, spuneam la începutul emisiunii că Roșia de Amaradia are satele foarte răzlețe și totuși am reușit să fac aceste extinderi undeva la 5 km 400, fără firmă, fără bani mulți, cu bani foarte puțini, în sensul că am achiziționat conducta dintr-un depozit și cu cei de la ajutorul social, cu un utilaj de la unitatea minieră atunci cât am mai lucrat, prin relațiile mele de prietenie cu alți prieteni care mi-au pus la dispoziție un buldo excavator, achiziționăm motorina și din buzunar, eu și viceprimarul, iată că am reușit să extindem această rețea de alimentare cu apă pe bani puțini și zic eu, dacă luăm în calcul să facem o astfel de investiție cu o firmă, ne costa undeva la 10-12 miliarde. Cel puțin. Noi am făcut plată doar cu achiziția de conductă și atât. Restul am reușit să facem economii. Sunt investiții care, zic eu, au adus un plus de civilizație comunității Roșia de Amaradia și investiții care își pun amprenta asupra nivelului de civilizație la nivelul localității Roșia de Amaradia. Ne apropiem de pauză și înainte să intre calul publicitar, anunțăm că vom discuta tot despre ce se va întâmpla la capitolul investiții în Roșia de Amaradia pe 2018. Am revenit în direct, dragi privitori, cu invitatul nostru, domnul Liviu Cotoșman, primarul comunității din Roșia de Amaradia, o comunitate care, iată, a fost greu încercată, dar care, prin cel care a fost ales cu o majoritate de voturi confortabilă de-a lungul a 4 mandate, s-a reușit să se găsească un drum care să însemne confort, viață civilizată pentru toți cetățenii care viețuiesc în zona respectivă. Și iată, eliminând pas cu pas, domnul Liviu Cotoșman, ceea ce a adus nefast, aceste alunecări de teren, a reușit cu bani puțini, cu multă dăruire, cu implicare, să înnoiască viața oamenilor din Roșia de Amaradia de la lună la lună, să facă câte o investiție de care a cântărit confortul și civilizația oamenilor. Extinderea rețelei de apă, vorbeam despre biserică, vorbeam despre drumul de acces către cimitir și multe, multe altele despre care domnia sa ne-a prezentat. Acum o să rog pe domnul primar Liviu Cotoșman să ne vorbească despre ceea ce așteaptă să pună în practică prin proiectele pe care a obținut avizul și va semna finanțarea cât de curând, până la finalul anului, chiar săptămâna viitoare, spunea domnia sa, pentru că este primăria condusă de domnia sa cu cele mai multe proiecte depuse și aprobate. Domnule primar, despre aceste proiecte vreau să ne vorbiți, le luați pe rând, în ordinea care considerați că sunt de o importanță capitală pentru comunitatea pe care o reprezentați. Da, cred că
trebuie scos în evidență că în prima parte a emisiunii am vorbit despre problemele cu care ne-am confruntat și încet, încet am scos în evidență pașii prin care localitatea Roșia de Amaradea a evoluat, în sensul că am reușit să aducem stabilitate prin lucrările de consolidare în anumite zone vulnerabile și iată că încet, încet vine și momentul când, după ce am consolidat, să punem în aplicare și investițiile care sunt utile și sunt cerute ca și prioritate la nivelul localității Roșia de Amaradea. Să știți că n-am scos în evidență că și primăria Roșia de Amaradea sediu era o clădire veche, achiziționată de la un fost proprietar și în urma lucrărilor de reabilitare, modernizare, putem spune că astăzi avem un sediu de primărie modern, cu încălzire centrală, zic eu, care să dea așa un, o, cum să zic eu, ca o, un aer primitor. Un aer primitor atât pentru cetățean, cât și un plus de încredere, care, și un plus de încredere. Ajung pe raza localității Roșia de Amaradea cu diferite probleme. În satul Ștoaia n-am scos în evidență că și acolo am reușit să reabilităm imobilul de școală, chiar dacă ulterior s-a închis tocmai datorită faptului că numărul de elevi a scăzut considerabil, astfel încât s-a desființat școala cu clasele 1-4. Astăzi transportăm elevii din satul respectiv înspre satul de centru, dar imobilul respectiv a rămas ca un fel de cămin cultural, ca o sală de evenimente pe care o închiriem cu ocazia solicitării cetățenilor din zona respectivă. Deci încă e utilă și are o, zic eu, o întrebuințare destul de însemnată pentru cei care solicită, pentru cetățenii din satele Ștoaia și Becheni. Revenind la problemele actuale, pot să spun că a fost în perioada aceasta, mai ales în anul 2017, încă de la începutul anului 2017, pentru mine un an în care, zic eu, am alergat cel mai mult în comparație cu anii anteriori de când sunt primar, în sensul că am depus la Ministerul Dezvoltării numai puțin de 7 proiecte. De fapt, am depus mai multe, dar 7 ne-au aprobat suficient. Sunt foarte mulțumit. Cred că sunt primarul cu cele mai multe proiecte din județul Gorj și sigur sunt primarul cu cele mai multe proiecte din județul Gorj. Puteți să întrebați orice primar ce înseamnă să pui în aplicare un proiect, 2, 3, dar 7. Vă dați seama că munca e asediu. Și am reușit totuși să depun în termen solicitarea pentru obținerea finanțării. Suntem în faza de clarificări, e un lucru firesc, urmează ca până la sfârșitul anului să semnăm contractul de finanțare și pot să spun că aduc la nivelul localității Roșia de Amaradea în jur de 2 milioane de euro. Cu alte cuvinte, începând cu anul 2018, Roșia de Amaradea va fi șantier, pentru că a venit vremea să punem în aplicare și aceste investiții. Dacă proiecte de anvergură, cum le spuneți dumneavoastră. Proiecte de anvergură. Dacă dumneavoastră ați avea posibilitatea să urmăriți sau să aveți la îndemână acum programul meu electoral, atunci când am candidat pentru acest mandat, ați bifat una câte mandat, una. Aveam un slogan: modernizarea localității, prioritatea mea. Să știți că asta vreau să fac, să pun în practică, să modernizez localitatea. Și s-a și întâmplat de-a lungul vremii. Deja s-a întâmplat, dar mandatul acesta l-am dedicat efectiv modernizării. Dacă în alte mandate a trebuit să consolidez localitatea datorită alunecărilor de teren, apoi să facem pasul următor cu mici investiții, cu drumuri, puțin, iată că veni vremea când punem în aplicare și mari proiecte, lucrări de anvergură care să crească gradul de civilizație al locuitorilor comunei Roșia de Amaradea. Și să le prezentați. Tocmai ce vă spuneam, că am 7 proiecte, pot să mai adun încă unul al 8-lea, dar acesta este obținut prin asociația GAL, suntem 11 comune asociate într-o asociație GAL și ne-am propus ca fosta brutărie din Roșia de Amaradea să fie transformată într-un centru de zi pentru vârstnici. Deci va fi reabilitată, modernizată clădirea respectivă, după care vreau să înființez un centru de permanență medicală
pentru cetățenii Comunei Roșia de Amarea, adică să avem un serviciu medical permanent, la orice oră din zi, permanentă și ziua și noaptea, și ferească Dumnezeu atunci când un cetățean are o problemă de sănătate, un accident, să aibă, Doamne ferește, să aibă unde să ajungă și să primească, se acorde primul ajutor, un ajutor în condiții profesioniste. Sigur că da, și profesionist. Alte proiecte cu care Comuna Roșia de Amaradea urmează să le implementeze se referă la asigurarea apei pentru toți cetățenii Comunei Roșia de Amaradea, indiferent de anotimpul anului. Și când spun lucrul ăsta, știți foarte bine la ce mă refer, că în perioada pentru de vară... Pentru că la începutul mandatului vă confruntați cu probleme. Erați nevoit ca până ați reușit extinderea să duceți cu mașinile pompieri, cu cisternele în zonele mai izolate unde sigur, nu... Numai eu știu ce probleme au fost vis-a-vis de furnizarea apei, pentru că lucrările de exploatare minieră nu au făcut altceva decât să mute pânza freatică și eram nevoit să ducem apă cetățenilor prin diferite forme de transport, cu pompiera de la unitatea minieră, cu bidoanele, cum găseam o modalitate, pentru că fântânile se cau inclusiv până, din autentul primăvara. Deci până în vară, bine a spuntat dumneavoastră, până în vară fântânile se cau tocmai datorită acestor lucrări de excavație. Iată că astăzi apa ajunge până la cele mai îndepărtate sate a localității. Mai mult decât atât, voi suplimenta prin aceste proiecte care vor urmea să se implementeze la nivelul localității Roșia de Amaradea distribuția apei, în sensul că atât în satul Rugetu, cât și în satul Roșia de Amaradea voi mai construi încă o sursă de apă. Și pot să spun că cât ar fi de secetă vara, cetățenii din Roșia de Amaradea nu vor mai simți lipsa apei, care, zic eu, e cel mai important element de civilizație în zilele noastre. Și mi-aduc aminte cum familii din satul Rugetu și foarte multe, îndeoseb femeile, de fiecare dată când ajungeam pe acolo, se bucurau și apreciau, domnul primar ne-a făcut cel mai bine din lume, pentru că nu aveam posibilitatea nici să spălăm o farfurie, o furculiță, o lingură după ce serveam masa, datorită lipsei apei. Astăzi totul e modern, civilizat, așa cum ar trebui, și nu numai în satul Rugetu, ci și în celelalte sate componente ale Comunei Roșia de Amaradea. Voi pune în aplicare de asemenea construirea unei stații de filtrare a apei, deci am prins și o investiție de genul acesta, tocmai pentru a asigura apă de calitate. Printre primele comune care punctează la o astfel de investiție? Sigur. De potabilizare a apei, deci și trebuie să ne gândim în primul rând și la siguranța cetățeanului, ci siguranța locuitorului Comunei Roșia de Amaradea, și de asta am gândit și o stație de filtrare, astfel încât omul să folosească apa respectivă fără agenți patologici, bacteriologici, adică să o folosească ca și când e o apă... Ca și apa plată, mai pe românește. Ca și o apă plată, bine a spus dumneavoastră. De asemenea, în satul Roșia de Jos, pentru cei care ne urmăresc în zona familiei pădurarului Ionescu, există un pod casetat peste cel mai important drum al localității, cel mai tranzitat, drumul comunal DC-29. Pot să spun că discutam cu bătrâni din zona respectivă și îmi spuneau că domnul primar pe sub podul acesta treceau la un moment dat mașini de tonaj grele, rabe, macarale, pentru că vă dați seama ce spațiu era acolo. Deschizătura podului casetat era destul de mare. Și de ce am spus lucrul ăsta? Ca să scot în evidență ca o comparație cum există în prezent acea deschizătură, în sensul că se mai vede o deschizătură de cel mult o jumătate de metru. Atât acel pod s-a colmatat tocmai datorită lucrărilor de excavație minieră făcute în comuna vecină, în zona Lunu, care au excavat, au făcut o haldă de steril în apropierea pârâului Roșioara și din aval înspre Amonte, încet încet s-a colmatat, reușind să se colmateze și podul respectiv, și soluția e una simplă de demolare și construire a unui alt pod la un nivel mai superior, astfel încât apa să se poată scurge gravitațional și să nu avem inundații în zona respectivă. Trebuie să finalizăm această construcție, să punem în aplicare și să finalizăm, ca apoi să înceapă și lucrările de anvergură, acelea de modernizare a infrastructurii, a drumurilor din localitatea Roșia de Amaradea, care, iată, au așteptat ceva timp, tocmai pentru că au fost alunecări de teren și nimeni nu a putut să riște, să pună în aplicare
astfel de investiții, în condițiile în care știm foarte bine că o modernizare presupunea surparea într-un timp imediat și consecințele trebuia să le suporte cineva. Chiar dacă aș putea să dau un exemplu, s-a modernizat drumul de la Bechen spre Coșoru, spre Alimpești. Cei care trec prin zonă au văzut că de două ori s-a făcut reabilitarea, chiar dacă a doua oară s-a făcut mai cu responsabilitate, cu studii, din nou au apărut alunecări de teren și au afectat infrastructura drumului respectiv. Asta ca un exemplu în ideea ca cetățenii Roșia de Amaradea să înțeleagă de ce nu am reușit să creăm această infrastructură modernă și la noi până în prezent. Iată că încet, încet fenomenul de alunecare de teren s-a cam stăpânit la nivelul localității și vine și vremea acum, începând cu anul 2018, să punem în aplicare și modernizarea infrastructurii rutiere la nivelul localității Roșia de Amaradea. De asemenea, am acordat o atenție deosebită asupra infrastructurii școlare și dacă în primul mandat am reușit să construiesc un grup sanitar modern lângă liceul din centrul primăriei, oferind condiții de oraș, iată că veni vremea când aceleași investiții sau asemănătoare pot să le implementez și la celelalte școli din satul Rugetu, din satul Seciu și la școala mică din Roșia de Amaradea. Vom construi grupuri sanitare moderne, elevii nu o să mai fie nevoiți să plece de la oră în curtea școlii pentru a merge la toaletă. Pentru a merge la toaletă. Vom crea condiții moderne, occidentale, astfel încât infrastructura școlară să ofere posibilitatea unui act educațional modern, eficient și, zic eu, cu siguranță rezultatele vor trebui să fie pe măsură, pentru că atât timp cât primarul pune în aplicare investiții care țin de modernizarea infrastructurii, cred că și cadrele didactice sunt responsabile și altfel vor aborda trata și aborda demersul educațional. Demersul educațional în contextul în care se creează infrastructură, e limpede de înțeles că și cerințele vor fi pe măsură și scot în evidență că liceul din centrul comunei va fi unitatea școlară cu căreia se va acorda cea mai mare atenție, în sensul că actualul imobil va fi reabilitat, modernizat, schimbat învelitoarea, izolat termic, dotat. Mai mult decât atât, vom reuși să extindem acest liceu cu încă 7 săli de clase, având o strategie de viitor, în sensul că actualmente grădinița funcționează în 2 săli de clasă, zic eu, improvizate, extinderea ale căminului cultural. Doresc ca odată cu finalizarea lucrărilor la grupul școlar industrial, acela de reabilitare, dotare și extindere, să mutăm elevii din clasele 1-4 în localul nou creat, iar în localul existent acum unde funcționează clasele 1-4 să aducem grădinița să funcționeze acolo și zic eu, vom crea condiții de educație pentru toți elevii din Roșia de Amaradea, începând de la cea mai mică vârstă până la finalizarea studiilor liceale. Vom crea condiții moderne. Pot să spun că după finalizarea lucrărilor de modernizare la Liceul Industrial Roșia de Amaradea vom avea cea mai frumoasă și dotată unitate școlară din județul Gorj. Nu o să exagerez, o să vă invit și pe dumneavoastră în momentul când vom face recepția, să vedeți că după proiect și cu siguranță se va pune în aplicare, va fi una dintre cele mai frumoase și eficiente. Cum urmează dumneavoastră perla învățământului gorjean. Exact. Deci, așa cum spuneam, creăm condiții, vom avea și cerințe de performanță. De performanță privind actul educațional, educația în școală, așa mai, pe înțelesul tuturor. Pot să spun că Roșia de Amaradea, pentru mine, sau primăria Comunei Roșia de Amaradea, e a doua casă. M-am dedicat efectiv
acestei activități, chiar dacă mai sunt cetățeni și de rea credință prin localitatea Roșia de Amaradea care mai critică primarul, că e normal, așa cum se spune că nici soarele nu încălzește peste tot, se mai întâmplă ca la nivelul localității să mai fie și cetățeni de rea credință, fie că au un interes, fie că altcineva le spune altceva și zic eu, sunt momente când imaginea primarului e și împroșcată cu noroi și aș putea să dau două exemple. Într-un ziar local săptămâna trecută chiar primarul de la Roșia de Amaradea a fost împroșcat cu noroi cu fel și fel de minciuni, începând de la faptul că nu știu ce mașină am, că mi-am schimbat mașina. Țin să spun celor și cetățenii din Roșia de Amaradea știu foarte bine, chiar dacă aveam o Dacie când eram viceprimar, o Dacie 1300, am acum în dotare un Hyundai Accent, are peste 10 ani, îmi pare rău că n-am cartea mașinii ca să vin în emisiune, dar poate cu altă ocazie, să vedeți că anul fabricației în 2007, deci e achiziționată înainte de a fi primar și așa cum spuneau și alți cetățeni, domn primar, nu numai dumneavoastră v-ați schimbat mașina, dacă e să o fi schimbat, dar v-am zis, să aibă peste 10 ani mașina mea și nu cred că e ceva deosebit, nu puteam să merg tot cu o Dacie veche. Nu vă faceți probleme că orice om încearcă să-și schimbe mașina, să repare locuința, un mijloc de exact de civilizație și vis-a-vis de locuință au aruncat cu noroi la adresa primarului spunând că nu știu ce a făcut primarul în perioada de când e primar. Eu scot în evidență că am o singură casă, așa cum am declarat și în declarația de avere. Nu am alte locuințe, cum spuneau ei, prin alte localități, pe la Rânca. Au fost minciuni de campanie. Ca orice om, trăiesc la Roșia de Amaradea, am o locuință la Roșia de Amaradea, moștenită de la părinți. Tata a făcut infart în timp ce executa ultimele lucrări de finisare a locuinței. Sunt acolo mutat de 25 de ani. Vă dați seama că în 25 de ani orice om mai schimbă o țiglă, mai face lucrări de igienizare, de zugrăvire, să mențină casa locuibilă. Dar sunt răutăți ale cetățenilor. Sunt convins și știam lucrul ăsta că atunci când devii o persoană publică e supus și la astfel de atacuri. Chiar dacă unii depășesc bunul simț și zic eu împroașcă cu noroi atunci când n-ar trebui. Dar, repet, mi-asum lucrul ăsta fiind o persoană publică că pot să apară și astfel de comentarii. Să e adevărat la că am și posibilitatea acțiunii în instanță și atunci când voi simți că cei care se ocupă cu astfel de denigrări de persoană depășesc bunul simț, voi fi nevoit să apelez și la organele statului, adică să fac o acțiune în instanță. Dar sunt probleme, repet, care inerente unei funcții publice. Dar să trecem la lucruri mai vesele, mai frumoase. Se apropie sfârșitul de an și dumneavoastră ați creat o tradiție de la începutul primului din cele patru mandate, petrecerea de trecerea în noul an pe stadionul de lângă primărie. Să ne vorbiți despre această frumoasă tradiție care se întâmplă la dumneavoastră constant, consecvent și care oamenii se bucură. Da. Și sunt prezenți de la an la an în număr tot mai mare, cât ar fi de ger sau de zăpadă sau de ploaie afară. E adevărat că la Roșia de Amaradea am creat și tradiții și zic eu, faptul că în noaptea de anul nou mă întâlnesc cu foarte mulți cetățeni și nu numai, pentru că vin și din comunele vecine, e un lucru extraordinar, îmi creează așa o bucurie sufletească și pot să spun că și anul acesta vom menține această tradiție, adică aceea și ea dăinuie de ceva timp de cât am fost ales primar. Pe terenul de fotbal din curtea primăriei, an de an, se strâng circa 1000 de oameni și împreună sărbătorim trecerea în noul an. Acolo avem un foc de tabără, o formație de muzică populară,
țuică fiartă, vin fiert, ceai fiert. Aperitivele tradiționale. Și o mâncare, o mică gustare. Am avut într-un an și berbeș și la Proțapă. Deci sunt lucruri pe care, zic eu, firești, care vin să mai aducă o bucurie în sufletele oamenilor. Și scot în evidență că toate aceste cheltuieli nu au fost suportate din bugetul primăriei. Și din buzunarul dumneavoastră propriu. Au fost suportate din buzunarul meu, viceprimarului și a consilierilor mei. Și atât. Nu am plătit de la primărie decât focul de artificii. În rest, toate aceste cheltuieli, repet, sunt suportate din buzunarul primarului. Și în ultimul rând, începând de anul acesta, ați văzut și dumneavoastră, la nivelul localității, an de an avem zilele localității. A fost prima ediție, va urma și a doua ediție și următoarea, numai că profit de această ocazie, dacă anul acesta, acest eveniment, zilele localității, a fost în septembrie, începând cu 2018, se vor desfășura în ultimul weekend din luna iunie, atunci când, zic încep eu, și concediile. Încep și concediile, elevii ia vacanță, e o perioadă propice pentru astfel de evenimente. Pentru a se sărbători comunitatea din Roșia de Amaradia. Vă mulțumim mult, domnule primar, iată, descoperim cu bucurie că primari ca domnul Liviu Cotoșman se implică și valorifică la maxim banii puțini pe care îi iau de la bugetul local și creează condiții europene de trai. Liviu Cotoșman, așa cum spunea un bătrân, un primar cum mulți ar trebui să fie.